Bună și bine v-am regăsit! Acum ceva timp mi se părea foarte, foarte greu să fac acest video. Mi se părea imposibil să aleg 10 parfumuri pentru tot anul, pentru că da, am o colecție mare și în momentul acesta am în colecția mea doar parfumuri care îmi plac foarte mult. Am și parfumuri noi pentru perioada caldă pe care de-abia aștept să le port și am zis, eu nu pot să fac acest clip, mi se părea imposibil. I-am și spus Mihaelei când mi-a dat tag în acel clip că eu nu pot să fac clipul, dar m-am tot gândit, mi-a mai notat una alta și acum câteva zile mi-a amintit Simona de acest clip și a zis că vrea să-l vadă la mine și atunci, da, eu mă bucur foarte mult că voi veniți cu idei, pentru că am perioade în care pur și simplu nu am idei și am zis, hai să ies din zona mea de confort și să filmez acest clip, așa că iată-ne astăzi cu 12 parfumuri pe aici pe lângă mine pentru fiecare lună a anului. Și nu o să încep cu luna ianuarie pentru că deja a trecut, așa că noi ne gândim acum la viitor. O să încep cu luna în care suntem și pentru luna februarie eu am ales acest Libre, Yves Saint Laurent Libre Intens. Este un parfum pe care eu îl ador în această perioadă, chiar l-am purtat și este un parfum care îți dă încredere, este un parfum puternic și impunător, îmi place că este și dulce, dar are și acea lavandă care iese în evidență și combinația asta este una destul de puternică. Mi-a luat ceva timp să mă învăț cu parfumuri, trebuie să recunosc, pentru că nu este foarte blând, v-am zis că este pentru o femeie încrezătoare, așa cum spune toată lumea, chiar îmi dă încredere. Este un parfum pe care îl simt foarte mult timp pe mine, care radiază, care persistă foarte bine și este un parfum puternic, foarte potrivit în această perioadă și chiar o să îl port în luna februarie. Mai mult decât pe altele poate, nici nu știu, greu de zis. Pentru luna martie am ales 2 parfumuri, asta pentru că sunt diferite și pentru că de-abia aștept să le port pe amândouă și vorbim aici despre 2 parfumuri total diferite. Pe de-o parte am ales ceva fructat, o combinație de fructe, trandafir și lemn, un parfum foarte interesant și nou în colecția mea pe care de-abia aștept să îl port. Am încercat eu să-l port și atunci când l-am cumpărat, însă mi s-a părut că nu se potrivește cu perioada rece, așa că am zis să apară puțin soarele și de-abia apoi să-l port. Dar da, este un parfum pe care aștept cu nerăbdare să-l port în perioada următoare. Apoi am ales un parfum chic. Burberry London este un parfum care mie îmi place foarte mult. Este un parfum floral, îmi place mult de tot în el floarea de tiare. Mi se pare un parfum floral, dar mai casual așa, un parfum chic, mi se pare că se potrivește primăvara. Poate că și cumva hăinuța aceasta a lui mă duce cu gândul în acea zonă, dar merge foarte bine cu un trench și cu o eșarfă la gât, foarte bine. Și este un parfum foarte frumos, un parfum floral care nu este elegant, ci chic, așa mi se pare. Am foarte puțin în această sticlă, însă m-am gândit și m-am răzgândit, am tot vrut să-l recumpăr, mai am și alte florale în colecția mea. Este un parfum foarte frumos care cred că este foarte potrivit pentru primăvară și mi se pare că este intens, este floral dulce, chic, exact așa. Și da, o să-l port pe acesta, o să văd dacă o să-l recumpăr. De fapt, pe acesta l-am și primit, nu l-am cumpărat eu, însă eu când l-am mirosit prima dată a fost dragoste la primul nas, pentru că mi s-a părut foarte, foarte frumos. Îmi place și sticla lui. Am ales pentru luna aprilie un parfum pe care de abia aștept să-l port. Și chiar dacă este nou în colecția mea, vă spun cu siguranță că este un parfum minunat, l-am testat, nu l-am purtat așa cum se cuvine, însă nu am nicio îndoială că acesta este un parfum minunat pentru primăvară. Drop Tissei de la Issey Miyake. Este un parfum cu liliac, mult liliac și foarte frumos și are și migdale și este și dulce, este intens, este
superb, superb. Da, deci liliacul acesta mă înnebunește. Este un parfum cu liliac, însă cremos. Este un parfum cremos cu liliac. Și de-abia aștept să-l port. Chiar mi se pare un parfum minunat, minunat. Și dacă ar fi să vă recomand unul pentru primăvară, pe acesta vi l-aș recomanda. E superb. Pentru luna mai am ales un parfum pe care aș putea să-l port absolut oricând cu plăcere. Și vorbim aici despre Aura Sensuelle, un parfum foarte feminin și foarte frumos, cu o sticlă minunată. Vai cât de bine miroase! Este un parfum dulce, un parfum cremos floral, cu note verzi, dar are o aromă specială parfumul ăsta. Are ceva deosebit, miroase atât de bine, este atât de feminin și de delicat, deci este o minunăție de parfum și de-abia aștept să-l port și pe el, deși trebuie să vă zic că și în perioada rece l-am mai folosit. Îmi place oricând parfumul acesta, mi se pare foarte versatil și de avut în colecție, mai ales că se găsește la prețuri chiar bune pe site-uri. Nu prea l-am văzut la multă lume, însă mie îmi place foarte mult. Și voiam să vă întreb dacă voi aveți în colecție Aura EDT, acel parfum cu sticla verde în formă de inimioară. Sunt curioasă ce părere aveți despre apa de toaletă, pentru că pe el l-am mai găsit și la prețuri bune, însă apa de parfum nu prea se mai găsește. Și mă gândeam că poate îmi spuneți voi dacă ați testat apa de parfum și apa de toaletă și ce părere aveți. Pentru mine luna iunie înseamnă mare, mai exact sfârșitul lunii iunie înseamnă mare, așa că în luna iunie vreau să aleg un parfum pe care l-aș purta la mare. Și am ales Olympia Legend pentru că este mai nou în colecția mea, însă aș purta orice Olympia. Mai am și altele pe care le-aș lua cu mine în vacanță, însă l-am ales pe acesta pentru că vreau să-l port și să mă bucur de el. Avem aici fructe și sare în deschidere, în mijloc avem note florale și floare de ghimbir și în bază avem vanilie, tonka, nisip și ambră. Da, este un parfum care te duce cu gândul la plajă, care miroase în deschidere fructat, un pic buzii și apoi se usucă așa fel încât mă duce cu gândul și la coco vanil, o combinație de cocos și vanilie, însă aici în loc de cocos avem mirosul acela de nisip, care tot mă duce cu gândul la cocos, dacă mă înțelegeți, dar se simte diferența și am zis să îl aleg pe acesta. O să vedem cum o să mă înțeleg cu el atunci când chiar o să-l iau cu mine la mare sau o să-l port vara, însă de-abia aștept să-l port și de aceea l-am ales pe el. Este un parfum destul de dulce, care merge purtat oricând, dar are acel iz de nisip, cocos, ceva tropical. Pentru luna iulie am ales un parfum pe care l-am cumpărat la sfârșitul verii, așa că am fost foarte dezamăgită că n-am apucat să-l port prea mult, însă o să profit de vara aceasta și o să-l port pe el. Da, am cumpărat o parțială și dacă nu mă înșel, aceasta este prima variantă care a apărut, care miroase extraordinar de bine. Este un parfum care nu se mai găsește pe nicăieri, din păcate, dar este minunat, minunat și deosebit. Avem aici smochină, caviar, niște note verzi pe acolo, dar este un parfum greu de descris, sincer, nu? Greu de descris, un pic sărat, cu acea smochină, da, pe acesta o să-l port în luna iulie sau în orice lună de vară, pentru că este un parfum minunat și de-abia aștept să mă bucur de el. Pentru luna august am ales ceva mai citric, ceva mai verde
și mai fresh, am ales acest Acqua di Gioia pe care eu îl ador. Este apa de parfum, este un parfum foarte persistent și avem așa în deschidere lămâie și mentă ca o limonadă servită pe o terasă, așa vara, poate la mare. Este un parfum fresh, proaspăt, acvatic, care ia somie de apă, este aromatic și are ceva care îl face să iasă din banal. Cred că acel zahăr brun. Atunci când se usucă, deci parfumul este foarte cameleonic, când se usucă miroase minunat, persistă foarte bine, radiază, este un parfum care primește complimente. Eu mai am și apa de toaletă, de aceea nu mi l-am cumpărat pe acesta. Apa de toaletă este ceva mai light și nu este la fel. Clar, acesta este mai frumos, dar cred că o să-l recumpăr la un moment dat. Aș vrea să mai încerc și altele, dar acesta, da, este de avut în colecție pentru vară. Foarte frumos și are el acolo în bază lemn, labdanum, dar zahărul brun îi dă o notă dulce și da, este un parfum foarte frumos. Pentru luna septembrie am ales un parfum foarte versatil care poate fi purtat în orice perioadă a anului și vorbesc aici despre Idol. Idol este un parfum de care eu m-am îndrăgostit pe bune pentru că nu aveam așteptări de la parfumul acesta, nu mă atrăgea pur și simplu până l-am cumpărat și a fost o surpriză foarte plăcută. V-am mai povestit despre el că l-am cumpărat pentru că l-am găsit la un preț foarte bun în varianta de 50 de ml și l-am luat și mi s-a părut wow. Deci parfumurile de care eu fug, sigur, sunt absolut superbe și pe placul meu. Iar acesta este unul versatil, depurtat așa oriunde, are pară, bergamotă, piper roz, în mijloc are trandafir și asomie și în bază are o bază atât de frumoasă, mosc alb, vanilie, patchouli și cedru. Deci mi se pare foarte frumos parfumul, mi se pare bun depurtat oricând, da, are trandafir, dar nu este un parfum cu trandafir care să iasă în evidență, pur și simplu este o combinație care face acest parfum să fie unic. Mie îmi place mult de tot parfumul, îmi place foarte mult și mi se pare foarte feminin și foarte versatil, bun de purtat oriunde. Următorul parfum este mai nou în colecția mea și este noua mea obsesie și vreau să vă spun că l-aș purta oricând în afară de vară. Vorbim aici despre Coffee Addict de la Calotinis. Este un parfum cu cafea, caramel, vanilie și cacao și îl ador. Îl ador, este un parfum minunat, este un parfum bine echilibrat și îl port cu plăcere luna aceasta, însă eu l-am ales pentru luna octombrie pentru că nu am mai avut în ce lună să-l bag și pe el și am ținut să-l bag pentru că îl ador. Mi se pare minunat. Pentru luna noiembrie am ales un parfum vesel pentru că m-am gândit că este toamnă și că trebuie să înveselească puțin situația luna înaintea sărbătorilor. Știm că în luna noiembrie de-abia așteptăm luna decembrie cu sărbătorile și cu tot acel vibe, însă eu am ales un parfum vesel, o bombă florală dulce, Flower Bomb de la Victor & Rolf. Un parfum pe care l-am purtat și ieri și m-am bucurat tare, tare mult de farmecul lui. Îmi place parfumul acesta și vreau să vă zic că îmi place mai mult decât în perioada sărbătorilor, de exemplu. Ori toamna, ori primăvara, chiar mi se pare un parfum de tranziție foarte, foarte bun. Este un parfum bun și îmi place foarte mult. Mă bucur tare mult că l-am luat și mă bucur mai mult acum decât m-am bucurat atunci când l-am luat și era perioada sărbătorilor. Îmi place mult de tot și acesta. Nu am ieșit din zona mea de confort în luna decembrie pentru că mi se pare că By the Fireplace este un parfum de avut în colecție, mai ales în perioadele acestea foarte cozy, când vrei să, nu știu, să ai senzația aceea de șemineu, de lemne care ard în sobă, de foc de tabără. Mirosul acela de lemne arse și de marshmallow și de
castane, deci este un parfum minunat și foarte potrivit pentru perioada aceea, pentru luna decembrie, așa că l-am ales pe el. Și pentru luna ianuarie am ales un parfum despre care mi-am dat seama că nu vă vorbesc foarte mult și asta pentru că știu că este greu de găsit și că v-aș spune degeaba despre el, pentru că dacă nu-l găsiți sau îl găsiți la niște prețuri prea mari, atunci nu prea are rost. Însă să știți că este un parfum care mie îmi place foarte mult și este un parfum care îmi place mai mult decât Alien originalul. Asta pentru că are și el iasomie, însă aici predomină foarte mult acea parte vanilată și ambrată, este un parfum mai cald, pur și simplu o îmbrățișare, un parfum care te învăluie, are o vanilie superbă, deci are o vanilie absolut superbă în el și fiecare puf contează la parfumul acesta. Da, este un parfum cald, un pic afumat, o vanilie caldă și un parfum feminin, confortabil. Da, Alien Essence, absolut un parfum superbisim. Și gata, ceva ce mi se părea imposibil, am dus la bun sfârșit și mă bucur foarte mult. Sper că v-a plăcut acest clip, aștept cu mare drag comentariile voastre, să discutăm acolo despre parfumuri și despre ce alegere ați face voi, nu știu, pentru orice lună din acest an, sau poate nu ați alege parfumurile pe care le-am ales eu, poate nu vi se par potrivite, dar discutăm în comentarii despre asta. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, pe mine mă găsiți și pe Instagram, postez acolo zilnic. Nu uita să lăsați și un like și ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!